Radio Vocea Speranței. Acest program este realizat în cadrul proiectului Poduri de speranță peste Prut, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Stimați prieteni, doamnelor și domnilor, am bucuria să vă salut la o nouă ediție a emisiunii noastre, unde încercăm să construim poduri de speranță peste prut. În această ocazie vreau să fiți alături de noi pentru următoarele clipe și am decis să cunoașteți despre viața și activitatea părintelui Maxim Melinte, care este o personalitate în domeniul religios din țara noastră, și care este și în același timp consilier cultural al metropoliei Basarabiei. De aceea așteptăm în același timp mesajele dumneavoastră, comentariile la numărul de telefon 0693 8309, pe Viber, WhatsApp și prin SMS. Evident, puteți să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, Revese Moldova, pe YouTube și pe Instagram. Părinte Melinte, bine ați revenit la noi! Bine, v-am regăsit. Și Doamne, ajută în continuare. Așa să fie. Vreau să ne povestiți unde v-ați născut și cum a fost copilăria dumneavoastră. Sunt născut aici, în Chișinău, într-o familie de muncitori, oameni simpli, oameni harnici, cinstiți, frumoși la chip și la suflet, care. Nu au avut e, nicio tangență sau vreo legătură cu biserică, adică ca să anticipez întrebare da, de unde da, au venit da. de treaba cu, cu slujire. E, am avut copilării ca și copilării oricărui copil născut în perioada sovietică, cu greutăți, cu neajunsuri, cu lumină stânsă, cu... Anii 90, uh, da. sunt din 81, uh, cu coadă după pâine, după lapte și dezamăgire atunci când ajungem la Ghereta sau la casă și îmi spune că malcic, malacoza, conșelă, băiețele, laptele s-au terminat sau vreun veteran trebuia să iei din fața mea fără rând ultimul pachet de, de lactate sau de pâine și cu lacrimi întorceam acasă. Copilăria mi-a fost simplă, am trăit la apartamentul care au obținut părinții prin munca lor. Am crescut singur, n-am avut nici frate, nici soră. Mama a fost pasionată de muzică clasică, de literatură clasică, fapt pentru care îi mulțumesc și cu ajutorul ei am îndrăgit literatura și am iubit carte și iubesc în continuare carte. Am o bibliotecă uriașă și nu doar de cărți teologice, dar în special istorice și sigur că literatura clasică, poezie românească. Sunt pasionată și am îndrăgit uh, literatura românească după 90 încoace. Am început să adun câte o carte, câte o revistă, câte un articol din cei ce era atunci mai greu de găsit. În copilărie ați frecventat biserica, Ați fost la biserică? Nu. nu. Până la 10 ani nu știam de biserică, nici nu eram botezat. La dorința mea uh, am primit botezul la vârstă de 10 ani la bunei, la țară, preotul vrednic de pomenire, părintele Sergei Galis, m-a botezat împreună cu mama mea și vireșorul meu, Alexandru. De atunci a pornit așa o căutare și dorință de a cunoaște pe Dumnezeu. Anul 90-91 a fost perioada când nu puteai găsi nici icoană, nici un preot care să vorbească, nici Biblie, nici carte de rugăciuni. Prima mea Biblie am citit-o grație unei activități publice care au avut loc în Scuarul catedrale, organizat de o confesiune creștină-protestantă. Era un fel de bibliotecă în aer liber, da, în anii 90, și puteai să faci un promunt de carte. Uh -huh. Profitând de această ocazie, am luat împreună cu mama Biblie pentru copii, acea Biblie ilustrată, minunată, care acum, e, iată, peste 30 de ani, tot se retipărește la noi în țară. E, și o recomand tuturor părinților și copiilor să o citească, pentru că este cea mai reușită ediție cu, cu, cu albastră. albastră da? Da? Exact, ah. da. E, și am avut la dispoziție, probabil, că două sau trei săptămâni ca să reușim să citim și să o întoarcem a, înapoi. Da. Pentru mine atunci copil de 10 ani a fost o dilemă. Nu înțelegeam diferență între Ioan botezătorul care a fost decapitat și apostolul Ioan Așa. ce s-a întâmplat între Ficioară Maria și Maria Magdalena și cea mai mare dilemă pentru mine a fost cum Hristos a înviat. Mm. Pentru că fiind copil și mergând la țară bunii vedeam răstigniri la cimitire, pe lângă biserică, pe lângă fântâni, cum este la noi la țară, și vedeam pe Hristos doar răstignit. Okay. Și nu înțelegem ce s-a întâmplat cu El după moarte. Ori dacă eram să fiu mai îndrăznit și mai curios, eram să văd acum, cu mintea mea deja mai, mai, cum zic, mai deșteaptă, mai atentă, acum și eu spun acest lucru creștinilor, că în spatele la unele răstigniri este destinat Hristos cel înviat. Aici fenomenul, iconografia ortodox, care de fapt evocă cea mai mare taină cel mai mare mister, cel mai mare dar, cel mai mare, cel mai mare jertfă a lui Dumnezeu în raport cu omul, jertfă divină umană, Hristos moare și înviază. Fără moarte nu era să învieze Hristos. Fără moartea pe cruci nu putem să sărbătorim să înțelegem Paștele, învierea Domnului. Aici este o de, temă foarte interesantă, care eu recunosc cu mintea mea de copil, atunci nu aveam de unde să o cunosc, nu era literatură. Vă spun că încercam să desenez pe Dumnezeu, pe Hristos, răstigniri. Uh, au fost acele desene mate cu Christopher și Joy, uh, Casa Zborătoare, cu Biblie. Cartea cărților. Cartea cărților, Cartea cărților ah. da, da, da. Lucrul acesta foarte mult m-a ajutat, m-a inspirat să cunosc mai multe, da, cu minte de copil. Am încercat și eu să transcriu Biblie, să fac un fel de Biblia mea cu ilustrații. Cu diferite teme, pe o pagină era textul biblic, fragmentul, un episod evanghelic, pe altă pagină era o învățătură, o pildă sau fericirile. Deci încercam să fac un fel de catehism de asta creștin. Deși așa copilăresc, cu multe greșeli, cu multe neajunsuri, dar eu pe atunci... Uh, am simțit e, această vocație, această dorință de a sluji lui Dumnezeu. Deși, e, mintea mea de copil, niciodată nu m-am genat că cândva voi purta reverende, rasă, dulamă, voi purta cruce preoțească la gât, nici prin cap să întreacă așa ceva. Da, și chiar am vrut să vă întreb, de unde e această înclinație către credință, către religie? Cine v-a influențat? Nu pot să spun că cineva m-a influențat. M-a influențat, cred că circumstanțe. Am văzut cum se urga bunic. Așa. Deși bunica nu a insistat la formarea mea spirituală, pentru că familia noastră a fost tot timpul așa privită mai, 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 mai teie, în raport cu ceilalți mm -hmm. copii și nepoți al bunică. Dar vedeam cum se roagă, cum plânge în fața icoane, cum aprinde candiluți. Uh, Preveam multe filme istorici, preveam, citeam foarte mult, iarăși grație acelei pasiuni care mi-a transmis mamă, și aveam dorință. Dar dincolo de aceasta, eu cred că, și nu cred că, eu sunt ferm convins că Dumnezeu ne cheamă. Că așa spune El și ucenicilor, nu voi mă sales, și eu vă mă ales pe voi. Și această chemare, care a fost vă spun, de un drum deloc ușor, plin cu spini, m-a dus la cei ce cred că vrea să mă vadă pe mine Dumnezeu, să fiu slujitor, să fiu pastor, să fiu misionar, să fiu cel care sunt acum. Sigur că El mă vrea mai mult. Și cum v-ați decis să vă faceți studiile în domeniul teologiei și iată, vă rog să ne relatați. Ce, de la ce... 12 ani eu deja eram în biserică. Așa. Eram la catedrală pe atunci Teodor Tieron pe lângă care este situată în preajma Academiei de Științe. Uh -huh. uh, și am crescut acolo în mijlocul acestei catedrale splendoare uh, și eram mereu flământ și însetat de a cunoaște, de a citi. Uh, Facem rost de tot ceea ce, ce apărea pe, pe rafturi, tot ce, ce putea să fie cu mențiune pentru creștini, cu numele de Isus, cu numele de Sfinți, cumpăram să mm -hmm. citesc. Pe atunci și mai mult literatură, sigur că era limba rusă. Mi-a fost foarte greu să citesc în română, fiindcă acasă am vorbit mai mult limba rusă, pentru că mama e, e, vorbea limba rusă dar de momentul ce am decis împreună cu colegul meu care mai târziu a devenit nașul nostru de economie să facem studii la Academie de Teologie din Chișinău s-au schimbat lucrurile radicale, adică am început să citesc literatură de specialitate, în limba română. Mi-a fost foarte greu, recunosc, mm. cu, cu multe absențe, cu multe e, dificultăți e, așa la capitolul de gramatică și perceperea limbajului e, academic. Mm. Pentru că nu mai era limbajul de stradă, bună ziua, la revedere, poftim și mulțumesc. Trebuia să cunoști da, da. deja teologie în limbaj specific, e, universitar, dar am izbutit. După care am făcut uh, și câteva masterate, am făcut studii și în România, și în Germania, și în Grecia, uh, și continuu să studiez. Continuu să citesc, continuu să cumpăr, uh, să comand cărți din România, uh, din străinătate, unde am ocazie, prin internet, prin intermediul prietenilor mei, să transmite ceva literatură, reviste, să cunosc, să fiu la curent cu ceea ce apare pe plan teologic și să îmi dau seama că lucruri nu stau. Teologia nu este stagnată, pentru că Hristos spune eu sunt calea de și viață. Cu Hristos trebuie să mergi. Nu poți să stai ori acolo unde apă stă, acolo se băhlește deja. Da, la noi se mai spune la țară, doschești da, ceva, da? da. da? Dospinul mai luat, trebuie să dospească, dar omul trebuie să fie totdeauna viu, trebuie să fie dinamic. Trebuie să cunoști, trebuie să fii, știți, ca și un medic, ca și un pedagog, trebuie să actualizezi cunoștințele. Biblia nu se actualizează, e rămâne aceeași. Doar că lucrurile care sunt în cadrul bisericii, trebuie să le cunoști, cum au fost ele, acum apar multe traduceri, multe studii, știind, cunoscând, analizând, documentându-te, privi unele divieri de la cult și rămâi în duhul evanghelic, autentic, al bisericii creștini ortodoxe. Nu faci abateri la paganisme și la babisme, care la noi persistă cu păreri de rău. Vreau să vă întreb, dacă tot vorbim de carte, care este autorul preferat al dumneavoastră? Carte religioase sau în da general? Din dacă se poate din domeniul religiei, dar și din domeniul clasic. A, sigur că cea mai preferată carte este Biblia. Așa. Ca carte de cult este liturgia care folosesc nemijlocit din duminică în duminică în biserică, psaltiere, ca carte de teologie. Pentru mine este foarte aproape sunt teologi liturgiști de seamă care le citesc, care le recitesc, dar așa că, ca literatură care într-adevăr pe mine mă pune să mă gândesc, să analizez, e, carte de căpătă este monahul Nicolae Steinhardt mm -hmm. e, și Bartolomeu Anania, Valerio Anania, ambii mărturisitori a e, închisorilor comuniste, e, ambii oameni cu coloană vertebrală, cu verticalitate, cu voce puternică, creștini care, pe timpul lor și peste ani, ne cheamă la conștientizarea rolului nostru de creștin în lumea această secularizată, ne cheamă să fim demni, să fim receptivi, să fim curajoși, nu obraznici. Dacă, aici, la noi de spune obraznic, mănâncă de praznică, de. da? Da, nu obraznici și curajos de a cunoaște, de a urma pe Hristos ai sigur că cei ce sunt de literatură clasică pentru mine este foarte aproape Ioan Alexandru, Tudor Arghezi, același Bartolomeu Anani, care are și poezie, are și proză, și, nu ultimul rând, Grigori Vieru, Imenescu, Ion Creangă, nu cu poveștile lor, dar și multe lucruri frumoase, în special legate de viața bisericii, are niște scrieri foarte fantastice, zic eu, despre viața preotului, și multe, multe alte lucruri care mă inspiră, care le mai citesc, le mai recitesc, iarăși, iarăși găsesc ceva nou. Am fost uimit să văd Biblia dumneavoastră, care este plină de însemnări și să vede că este foarte studiată. Și aici îmi spuneați înainte de emisiune că preoții ar trebui mereu să poarte Biblia cu ei și să o studieze, dar și să o aibă cu ei. Spuneți-mi, vă rog, care este Cartea biblică preferată a dumneavoastră? Sau pasajele preferatele ale dumneavoastră? Și cum, cum s-a născut, iată, dragostea pentru Biblie? Așa cum vă spuneam, în anii studenții în mi-am avut un profesor de nou testament, vrednicul de pomenire, Părintele Gheorghe Sorocoput, care ne spunea că un teolog, un preot trebuie să aibă mereu cu el Biblie, de referință la tineri din confesiune protestante care poartă mereu cu ei Biblie, spunea că nu e nimic rușunos, din potrivă e frumos să porți Biblia cu tine și să o citești, să o cunoști, pentru că este pâinea noastră, este hrana noastră, este hrana și trupească și hrana spirituală, pentru că ieșind din faptul cum predici, așa te hrănești și fizic dar dacă nu vei predica, nici fizic nu Merde. te vei hrăni, pentru că este hrana spirituală și trupească Pasiunea, sigur că e pornită de acolo, dar în special am simțit această nevoie de a cunoaște aflându-mă în mediul urban, unde zilnic eram întâlnit cu reprezentanți diferitor biserici, eram pus la diferite întrebări și acum când sunt preot, la fel, pregătindu-mă pentru predică duminicală, folosesc Biblia, nu altceva. Avem un pasaj care se citește și în baza acestui pasaj trebuie să se dezvolți o predică. Ei, hey, 14 ani la rând se vorbește același capitol, de, de exemplu, e, izgonirea, temăduirea celor demonizați sau demonizatului e, uh -huh. se citește două ori pe an. Vinicarea paraliticului se citește două ori pe an. au asta și la 14 ani de activitate mea în satul Ghedeghi și vă imaginați de câte ori cam același pasaj trebuie să spun eu ne mai vorbim de alte pasaje de la Luca, de la Ioan, de, care se repetă de la o sărbătoare la alta, fericirile, și tot trebuie să abordez acel subiect doar că mm -hmm. în, în, Duhul Evanghelic să nu deviez, să nu aduci o erezie, dar să aduci o noutate. E foarte greu. Și trebuie să analizez foarte bine și textul, dar să găsești și referințe, conexiuni cu alte versete din Biblia sau din alte cărți. Și vezi legătură, vezi la ce te trimite comentarii respectivi. Sigur că mă folosesc și de recomandările și predicile marilor ierarhi care și-au expus, care au vorbit, comentarii biblice care au apărut, care mai apar, le cumpăr, am o, mm -hmm. o, un raft cu comentarii biblice și studiez, analizez. E, e foarte bine și e foarte corect și e foarte necesar să vorbim ca lumea să înțeleagă Scriptură. De altfel au venit, s-au rugat, dar hrana aceasta fundamentală, pâinea aceasta, Biblia, Evanghelia e lipsită din casa creștinilor. Puțini care au acasă o Biblie și foarte puțini care o citesc, o citesc și o studiază și analizează și e, sunt înrolați, sunt pus în situația aceasta să vorbesc și să fiu și eu pregătit de fiecare dată. Pentru că, na, Așa este. poți fi tu preu de 20 de ani, dar dacă nu știi ce cu știu, slăm oricare segment din scriptură și nu știi să-l să prezinți în mod normal, evanghelic, să nu faci interpretări. Că așa, că așa trebuie să fie, nu categoric. Biblia are 66 de cărți. Care este cartea dumneavoastră preferată? Pentru mine, cele cel, cel mai apropiate cărți sunt cărțile Ioanice, Evanghelia lui Ioan și Epistolele Ioan, pentru că le vorbesc foarte mult despre dragoste. Uh -huh. Și, sigur, că Epistolele Pauline, uh -huh. care la noi se citesc mai frecvent, mai des în biserică, Epistolele și lui Petru și lui Iacob. Dar, dacă vorbim de vechi Testament, atunci, pentru mine, vechi Testament este cel mai reprezentativ prin pildele lui Solomon, psalme, care le citesc în mod departe ca psaltiri, cartea separată, carte de cult a Bisericii Creștine Ortodoxe, dar și celelalte cărți sunt importante, pentru că, cum am spus, dacă luăm un, un fragment din Nou Testament, nu avem cum să nu îl regăsim în vechi Testament, pentru că ele sunt strâns legate. Hristos împlinește legea și proroci. Și atunci au început să le tălcuiască din legi și din proroci. Asta e treaba. Biblia este toată de mare preț și de mare valoare, doar trebuie să, soibim o iubim și pe ea, cum și ea ne iubește pe noi și ne cheamă la mântuire. Înainte de a sluji în biserica din Ghidighici, ați mai slujit și în alte biserici? Da. Ce s-a întâmplat după ce ați absolvit studiile? Eu am avut fericit ocazia să slujesc în diaspora să slujesc în comunitatea românească din Germania, să văd cum trăiesc uh, românii în diaspora, să slujesc doi ani în Grecia, în biserica grecească, uh, și am avut activitate și într-o comunitate românească tot din Atena, iar se cunosc din interior uh, Viața diasporei și lucrurile acestea foarte mult m-au ajutat să văd cum, cum este Ortodoxie dincolo de gardul nostru. Mm -hmm. Pentru că atunci când vorbim de spațiul ăsta nostru basarabian, noi cumva am fost învățați că Rusia pravoslavnic mai nu ne botezat pe noi, mai nu rușii ne-au dus credința aici pe pământul nostru. Noi suntem creștini în primul secol grație lui Apostol Andrei, care a ajuns pe miliagurile noastre. Întâi a venit aici, în regiunea Tomis, și a făcut primii episcopi aici pe pământul nostru și apoi s-a dus în Kiev și pro Nipro biseric. Dar creștinismul acolo a pornit în secolul X. Pe când la noi deja în primele secole au fost biserici și episcopii din, de pământul nostru au fost participanți la senoadele ecumenici. Faptul care arată că comunitățile creștine primare deja au câteva din primul secol, dar nu mm -hmm. cumva ne au dus cineva e, ortodoxie, provoslavie rusască aici pe pământul nostru. E, și aici este e, foarte important lucru să înțelegem că în diaspora e, biserica activează într-un mod fantastic. Acolo creștinii vin de dragul de a comunica cu ceilalți confrația lor. La noi, mm -hmm. cumva, ai, că trebuie să mergi la biserică, să mă rog, pentru copii, pentru nipoți, pentru lucruri, pentru examene e, reușite la școală și așa mai departe. E, acolo lumea se întâlnește, comunică. Același lucru am vrut să fac și zic, slavă Domnului, am reușit să realizez în mare parte, să adun lume în jurul bisericii. De exemplu, Uh, cum au loc uh, hram la noi la biserică. Primul an când am ajuns, zic, băi, oameni buni, hai după slujbă să organizăm o masă. Hai să începi, trebuie de comandat mâncare, cine o să fac, cum o să facă, nu știu ce, nu știu cum, cine este, care nu, chipuri nu au contribuit la masă, s-au dus acasă. Nici de cum nu puteam să unesc lumea asta. Pentru că vedem cum îi treabă în diaspora. În Grecia toată lumea e, coboară în subsolul bisericii și la o cafea, la o că discută leger, nu se grăbește nimeni se împărtășească bucurile, e, succesele, eu știu, ieșecuri, greutățile, într-un mod așa familiar, într-un mod foarte aproape. Asta și înseamnă comunitate, de a comunica între ei, de a avea ceva și pe cineva comun. Noi avem pe cineva Hristos care ne unește pe noi și ceva, dragostea lui Hristos, care ne unește la fiecare dunare, la fiecare liturgie. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și chestia aceasta trebuie să fie, cum spunem în limbajul teologic, liturghie după liturghie, adică să nu ne rupim din... Să termină slujba, gata, mă duc acasă, că ne foame, că mă așteaptă bărbatul, că mai am și păsări, mai am și un porc și o vacă, nu știu ce. Ei, grijile cotidiene, știți cum? Așa e. În diaspora lucrurilor acestea nu, nu se întâmplă. Acolo lumea comunică între ei, stau pânzisari, se joacă copii pe un teren, undeva acolo se gătește o mâncare, cineva cântă la la chitară, adică chestii. Nu în biserică, dar în curte biserici. Da. O stare de asta, de apropiere de, de și unii de alții și de preot, Lucru care mi-am dorit toată, toată viața ca să reducem această distanță între noi și voi, cum spuneam cu altă ocazie, pildă mântuitorul despre bogatul și săraculază. Și atunci am spus că, băi, a treaba asta, da, să facem altfel. Zic că, Altă dată voi vă laudați că pe timpuri nunțele se făceau uh, uh, ușor, că fiecare aducea câte un platou, câte da, o garafă, da, da. toți la o lată făceau la clacă, case construiau, toți se tot satul. Zic, haideți să facem așa treabă. Iată vine hramul localității, hramul bisericii noastre, fiecare aduce un platou, un singur platou de acasă. Care crede el că poate să-l ofere pentru masa comună? ca să mâncăm toți împreună, să stăm toți împreună, nu ne grăbim nicăieri. Uh, în anul respectiv au fost uh, oaspis din România, care primari și consilieri și uh, oameni de cultură din localitate care erau înfrățite cu satul nostru Ghidegici. Uh, aici au rămas uimit. Au spus băi, de ce nu au făcut atâta mâncare? Deci, efectiv, erau două mese pline cu mâncare, cu băutură, cu, cu de toate. Se că asta, dar cine le-a dat comandă? Cum eu zic? Nu, dimineața trebuie să vedeți cum vine cu, cu pachetelul, cu punga. Cu platon, vilit cu o peliculă frumos, așa, acoperit frumos. No. La un moment dat a scos peliculă, a turnat acolo în paharul, nu știu, și foarte leger, au vorbit, au glumit, care nu știu ce au împărtășit niște gânduri. După care s-au strâns, tot curat, tot aranjat, dar toată lumea a stat la masă, toți împreună ne au îmbrățișat. Iată lucru care am văzut eu și care am dorit și doresc să se simtă nu de dragul mâncării, dar de dragul. Uh, a și a jertfi, a da ceva de la tine. Da, pe urmă te duci acasă în familie, că vin poți de la oraș, mai vin rudi din alte localități, că știu că la tine e hramul. Vin, stai cu dâns. Dar biserică, aici noi ne vedem. Și să vedeți câtă bucurie, câtă câte plăcere are lumea când pleacă de acasă deja de la masă, asta, uite că am făcut și o pe man, am făcut și eu un lucru bun, am simțit și eu bine, că am gustat și eu din când ai mâncat doar din plătotă, ai gustat și din partea și da, altă. Da, da, da. Iată, acest schimb de de daruri în sens cel mai bun, asta și este rezultatul, cei ce am cunoscut eu. Altă treabă, cei ce am văzut eu slujind în diaspora, aici mai puțin, eu am slujit și în Chișinău dar aici n-am, n-am văzut, am vrut să aduc deja ceva aici, dar am primit tot, peste tot așa rezervă de asta. cine ai dus așa, Variantele astea românești, grecești, nu știu ce să zic. Băi, ai zis lucruri universale de care trebuie să ținem noi. Noi nu avem nimic cu, cu teologie uh, rusească. Noi învățăm, noi trebuie să cunoaștem, că e foarte bune contribuții au avut teologii și istorici și și ruși uh, pe plan mondial. Ei sunt traduși în toate limbile ale lumii. Dar noi avem liturgie universală care trebuie să respectăm. Și aici mi-a fost foarte greu. Când am ajuns în satul Ghideghici, am uh, reușit să aduc ceea ce nu ne În Împărtașa frecvent toată lumea trebuie să se împărtășească liturghie, lectură, predică, catehize, copii, tineri implicați în diferite activități. Iată ce -i ce am învățat eu din diaspora. Știți cum spunea Isus, este mai ușor să schimbi poziția unui munte decât, adică eu parafrazez, adică da, da. un comentariu, este mai ușor să schimbi sau să-i spui muntele este mută decât să schimbi stilul de viață a omului, convingerile lui, preconcepțiile, prejudecățile. Zona de confort. Da, zona înțelegeți. de confort. Să, să... E foarte greu când începi să te gândești, dar de ce trebuie de făcut așa? Dar de ce toată lumea face așa, dar da. părintele nostru face așa? Exact. Am avut și așa replici, și am până în ziua de astăzi. De ce părintele nostru împărtășește din duminică în duminic? Zic, de la ce ai venit la biserică? De dragul Sfâșnicului, s-a prins lumânare. Duminică noi venim la nuntă lui Hristos. Hristos este mirile, biserica este mireasă. Liturghie este nuntă, noi suntem nuntași, noi venim la această nuntă, la această celebrare, cu memorare, patimilor morții și ierului Hristos. Și cum adică tu vii la nuntă și când ești poftit la masă, spui că nu, 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 eu azi nu mănânc, eu am mâncat acasă. O super lume, spui că, păi, dar ești, e normal. Cum adică nu stai la masă? Ai dus daruri, ai dus flori, ai dus un plic și nu stai la masă. Toți suntem la masă. Exact, ce e treabă. Cina cea este într-o retrospectivă, într-o reluare, nu teatralizată, nu este un show, ci noi suntem partași. De asta se numește împărtașane, Ne facem partași morții și lui Hristos. Și atunci când preotul vine pe anvon în față credincioșilor cu potirul și spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Și dacă nu ne apropiem, înseamnă că avem frică nu de Dumnezeu, dar de frică. Sunt păcătos, avem prejudicii, pre, stereotipuri astea că nu sunt frednic. Stau un pic. Să citești tu toată Biblia, să bați în fiecare zi câte o mie de mitani, să citești toate psaltirii în fiecare zi. Oricum nu ești vrednic de Hristos. Hristos ne face vrednic prin milă sa, prin dragostea sa, nelimitată, bogată, nemăsurată. Nu noi uh, ne facem vrednici prin voința noastră, ci Harul Dumnezeu ne face pe noi vrednici de mântuire. El ne face pe noi sfinți. Nu fizic, ci divin oman prin Harul Dumnezeu noi ne facem sfinți. Ne sfințește pe noi. Ne luminează pe noi. Iată lucru care care uh, am pus ca temelie, ca fundament, rugăciune să fie ascultate în auzul credincioșilor, lumea să vadă ce fac eu, lumea să se apropie cât mai frecvent de, de în ca să înțeleagă că ei sunt membri vii, nu sunt niște spectatori, niște membri pasivi. Pasiv, da, spectatori da. pasivi. Vreau în continuare să ne povestiți, să ne spuneți pe scurt cum arată o zi din viața dumneavoastră. Acum, în vacanță, e programul mai liger. <laughs> copiii nu merg la școală și la grădiniță, dar de la 1 septembrie ambii copii o să ducem deja la școală. Cel mic merge în clasa 1, -a, cel mare clasa 9. Se începe deșteptare, trezire, rugăciune, nafura un ceai, o tartină, o pâine, dependență de zi a săptămânii, dacă este post, nu este post, ghezdanu și autobuzul 46 la școală. Dacă este slujbă, sigur că o să trebuiască cumva să... Va trebui cumva să ne descurcăm cum o să ducă copii, o să vedem deja după situație. Zilnic am întâlniri lecții cu tinerii care doresc să se cunune. Noi avem aceste lecții. Așa. Lecții cu tineri care, părinții care doresc să boteze copii. Iarăși, diferite întrebări. O sfințire de casă, un boteză, cununie. Restul timpului, dacă am timp liber, citesc, scriu. Particip la un simpozion la un interviu, mm -hmm. lucrez la Biblioteca Națională pentru că să mai pregătesc ceva materiale pentru următoare publicații, următoare articole. Dar în mare parte dacă am timp liber, citesc, scriu, mă inspir, fac cunoștințe cu lucruri noi ca să fiu un pas cu tot ce sunt întâmplă în jurul meu. Când ați fost cel mai fericit? Cel mai fericit? Eu sunt mereu fericit. <laughs> <laughs> pentru că trăiesc pe acest pământ frumos, bogat. Sunt fericit fiindcă am o familie frumoasă, soția care mă iubește, pe care și eu o iubesc, fără de care nu pot trăi nici o zi. Copii minunați care înseamnă la chip și la maniere și la comportament. Comunitate minunată care mă rabde de 14 ani, comunitate care crește, care eu mă mândresc, o comunitate foarte frumoasă, comunitatea tânără, cu tânără la propriu și la figurat chiar dacă avem persoane în etate, dar ei sunt tineri ei sunt activi, ei sunt uh, conștienți de rolul lor de numele lor de creștini și încearcă să se cunoască încearcă să asculte, să aminte la povețile noastre sunt fericit uh, sigur că, că pot sluji la Dumnezeu uh, fericire de a sluji Dumnezeu într-un mod deosebit ca preot. Sigur că poți să și tu ca un creștin de rând. Poate să faci și mai multe treabă, pentru că ca preot ești cumva limitat în unele acțiuni, ca un fel de ONG ești, LTD. Așa, nu poți să ieși din anumite limite standarde, așa, stereotipuri care ți-au creat societate. Ca un creștin poți să faci mai multe lucruri decât un preot, vă asigur. Sunt fericit că am sănătate, am puteri să vorbesc, să predic, să învăț lumea și eu de altfel învățând pe alții să învăț și eu, pentru că înainte de a spune ceva, mă pregătesc și eu, de fiecare dată. Descoper ceva, aflu nou. Am învățat foarte, mult, foarte multe lucruri de la creștinii noștri, de la oameni de la țară, oameni de la sat. Am învățat a munci, a prețui, a iubi pâine, a iubi limba, a iubi tradiția, cultura noastră românească. La sat a învățat acest lucru. Și mare parte mi-a ajutat în lucrul acesta și soția mea care spre sibire mea că sunt de la oraș, ea este de la țară, de la sat și m-am învățat să iubesc tot ce este a nostru, a nostru românesc, a nostru popular și haină și mâncare și, și muzică populară și cultura noastră, identitatea noastră. Părinte Melinte, după ce principii vă ghidați în viață, vă rog să numiți trei principii de bază după care vă conduceți viața eu am inițiat așa un principiu că dacă tot ați vorbi să de trei principii am numit principiul 3D așa. <laughs> care evoc și împărtășesc tinerilor noștri, mai ales celor care vin la cununie. 3D asta înseamnă dragoste, dăruire și dialog. Mm -hmm. Extraordinar! Frumos. Eu cred că aceste principii trebuie să, să stea dincolo de principiile biblice, evanghelice, fundamentale dragoste, credință și nădejdea. E, pentru mine personal, e, acest 3D este ceva foarte important, pentru că dragoste fără dorire se transformă într-o teroare, într-un egoism, într-un într consumism, într-o dictatură. Iar fără dialog suntem pierduți, trebuie să învățăm să comunicăm. O perioadă pandemică a demonstrat că ne-am dezvățat să comunicăm. Oamenii au demonstrat că nu nu sunt în stare să se afle într-o încăpere fără gadgeturi, fără ca să iasă din încăpere, ori zile întregi să stea în aceeași casă. au demonstrat că nu sunt. Lor, este cu neputință să fie împreună. Deci trebuie să reînvățăm, să comunicăm, să comunicăm cu Dumnezeu, să comunicăm. Între noi, nu despre alții, ci altora despre Dumnezeu, altora despre câte lucruri frumoase au făcut Dumnezeu în viața mea. Să fim ucini și apostoli urmașului Hristos. Și la final am un chestionar al scritorului francez Marcel Prust uh -huh. și vreau să facem acest scurt chestionar și să ne spuneți e un fel de întrebări grile, spunem așa blitz, blitz da uh -huh. și vreau să-mi spuneți care este realizarea vieții dumneavoastră? Uh, familia De ce vă pare cel mai mult rău? Dilenia mea Care este slăbiciunea dumneavoastră? Ah, atunci invers <laughs> și aici e vorba e de dilenia Da uh, ce cuvânt nu vă place cel mai mult? Război. Ce dezaprobați cel mai mult la oameni? Egoism, violență. Cu ce personaj istoric vă asemănați cel mai mult? leu. <laughs> e grea întrebare. Nu știu dacă mă regăsesc într-un într personaj istoric. Ah, Mi-aș dori să fiu și eu asemenea lui Petru să fiu primit după cădere, ori, ori de câte ori am căzut să, să, spun, Doamne, Tu știi cât Te iubesc și să-mi spune Hristos, păsturește oile mele și urmează mie. Ce calități omenești apreciați cel mai mult? Dăruire. Care este necazul cel mai mare al omenirii astăzi? Lipsa de iertare. Lumea nu știe să ierte. Și ultima, dacă ați apărea în fața lui Dumnezeu, ce l-ați întreba? Nu știu dacă sunt eu cel care să întreb pe Dumnezeu ceva, dar dacă totuși întrebări puse de Scriitorul prost, l-aș întreba, Doamne, de unde ai atâtă răbdare cu noi? Amin și vă mulțumesc mult. Amin. Pentru acest interviu. stimați mai prieteni, în centrul atenției noastre a fost pastorul Maxim Elinte, consilier cultural al Metropolei Basarabiei, parohul bisericii din Ghidichici. Puteți audia acest interviu în afară de frecvențele noastre FM din toată țara. Puteți viziona interviul pe pagina noastră de Facebook, pe YouTube și la fel așteptăm mesajele și comentariile dumneavoastră poate cu altă ocazie la dorința dumneavoastră vom mai putea organiza asemenea interviuri. Până atunci, vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră, vă urăm succes, fericire, multă credință. Sunt Sergiu Miron, toate bune, la revedere! Acest program a fost realizat în cadrul proiectului Poduri de Speranță Peste Prut, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Radio Vocea Speranței